ce pot remarca în oraș la 2 și jumătatea noaptea este că tocmai scoarul ăsta dintre cele două sensuri de mers este bine curățat, a fost chelit de panouri publicitare, înseamnă că ori Ghionuț are un proiect, ori că urmează, nu știu. Oricum, pentru cei care, îmi cer scuze pentru geam, dar pentru parbriz, dar pentru cei care nu au mai văzut de mult orașul, cred că este o poveste interesantă de văzut Galațiul noaptea, chiar dacă în momentul ăsta nu dau semne foarte mulți că s-ar uita. Nu uitați că am posibilitatea să postez și pe canalul de YouTube, iar acolo puteți vedea mai mult sau mai des, mai frecvent, mai accesibil. Am ajuns la intersecție la 3 Star, în Mazepa, pentru cei care știu orașul și îl pot în felul ăsta vedea cât de cât. Mi-aduc aminte că în tinerețe, în copilărie, aici era laptele și se stătea la un rând infernal pe timpul nopții. Aviz pentru cei care regretă pe Nicolae că nu se mai poate fără el. E bine, și luam laptele, mă duceam, practic îmi puneam rândul când stăteam la rând în Galați, când de stăteam la rând în Brăila, la 1 noaptea. Aici era magazinul de pâine pe care făcea Turcu. Deși spunea 3 Star, nu de la Turc, sincer să fiu, un cărnat de pâine, o chestie groasă, cu un miez moale și cu o poveste din coajă. Mă rog, unii au savurat-o pentru că nu mai era pâinea care era bună, de fapt. Și aia era singura opțiune de pâine, după care au dărâmat și galmopanul, au dărâmat și delmopanul, din foarte mult management de super calitate înălțătoare a unor lideri vizionari și mari oameni de afaceri, mari făcători de ruină. Am ajuns în dreptul Styrex, nu știu dacă mai există Styrex-ul, Apicola a rămas. E în dreptul magazinului Orange, din spate. Înaintez tot spre Mazepa, în dreptul alimentarii din Mazepa, acum pentru cei amatori, este un magazin Carrefour, care am impresia că e non-stop, ceea ce e înălțător. Checkbank-ul. Aici, în dreptul așa zisei Mazepa, Ionuț promite o poveste, un ansamblu arhitectonic. Este de văzut, de ce nu? Și suntem practic la intersecția care duce spre piață, în stânga, după cum vedeți, sau în dreapta, prelungirea Traian spre Faleză. De remarcat că asta este strada făcută în epoca lui Marius Stan, dar finalizată în epoca lui Ionuț Buceanu. Asta este clădirea Durbacă, oare de ce se cheamă așa? O fi de la Bătaia Soarelui sau Bătaia Peștelui. Cert este că e numită clădirea Durbacă, da? Ea așa căpătat totdeauna formele și și-a păstrat fondul. E interesant că orașul este practic în pragul toamnei, în ciuda faptului că astăzi a fost o căldură sfârșietoare ca de vară. Deja este verde, nu, încă nu e verde, nu trec. Este bine, mersi. E, acum încep să se pâlpâie și să se stingă luminile. Eu voi cobor spre port, încetişor, ușor, ușor. Iată, cum vă spuneam, strada spre piață, după care dincolo prelungirea Traian. Acum, practic, cobor tot spre centru, unde pe stânga este deja consacratul Hotel Dunărea, în față se vede Hotelul Galați, la fosta librărie centrală care n-a funcționat pentru că proletariatul nu vrea să scrie, să citească și nici carte nu are nevoie. Acum este o pizzerie, celălalt spațiu este de închiriat, asta este economia de piață și capitalismul. În stânga, dacă am fi mers spre Modern, dar eu am făcut la dreapta, merg spre Faleză. Aici e în parcă, dacă nu mă înșel, sediu PSD sau era, cred că au spațiul în continuare. Fosta farmacie permanentă încă funcționează. Sucursala Checkbank și una dintre importantele văgăuni de schimb de curs valutar. Clădirea proiecte s-a rămas în picioare, ar fi trebuit să fie văzută, ea e cumpărată și mai stinsă și mai negurată decât atunci. Ceea ce e interesant este la Galați este faptul că oferă posibilitatea de a vedea orașul grozav transversal. El dă totdeauna în Dunăre
și vă oferă tablourile de peste mal, unde se văd muncii hercinici ai Dobrogei împreună cu hotarul Dunării și cu tot ambientul ăsta care este copleșitor de frumos, așa cum mi se întâmplă și mie care mă îndrept spre Dunăre acum, pentru că am intrat pe un fel de curs transversal axei orașului, care practic duce cel puțin spre centura combinatului. În dreapta ar fi putut vedea, se află într-un abur de stingerea luminilor panoramicul. Am merge spre Ilice dacă este vorba de dreapta. Nava Perseus în față, relativ tainic stinsă sub becuri. Și ăsta este drumul spre Vamă, dacă ar fi. Drumul spre port, bazinul... spre portul Docuri. Aici este zona cu ansamblul clădirilor de la APDM, AFDJ și Palatul Navigației. Pe stânga se află Icepronavul, sau ce a fost, ce a fost Icepronavul și ce a mai rămas e un ansamblu de firme. În zona asta este ancorată și nava Tudor Vladimirescu. Eu vă mulțumesc pentru ce ați văzut din ce v-am arătat. În stânga este centrul, parcul de soft și clădirea hotelului Mercur sau Navrom River, cum îi spune. Vă urez toate cele bune!